În pofida vremurilor pe care le trăim, cartea rămâne o sursă importantă de cunoaștere și de înțelepciune, atât de necesare oamenilor. Dovadă este Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, ajuns astăzi la final. Pe durata 5 zile, cei prezenți au avut parte de întâlniri cu scriitori și lansări de carte, iar cea mai mare forfotă a fost la rafturile unde au fost expuse cele 30.000 de publicații. Ediția din acest an a fost găzduită în premieră de Centrul Mediacor al USM, care a fost invadat de vizitatori. Ai ce alege, ai de unde alege. Numai clar că prețuri pentru noi, generația care știm că erau cândva cărțile practic degeaba, acum prețuri, dar am luat pentru copii, chiar și pentru mine am luat ceva. E minunată această ediție a salonului. E pe gustul copilului nostru. Da. Deci îți place să citești? Da, foarte mult și citesc mult, am luat și vreo câteva cărți. Sunt cărți foarte multe, dar nu sunt acele care chiar așteptate. Gramatica limbii române. Am căutat pe aici, nu. Printre vizitatori l-am întâlnit și pe șeful legislativului împreună cu fiica sa. Am venit, am zis că venim duminică, să apucăm să venim cu cei mici, pentru că în curs săptămânii erau, dat seama, la școală și nu puteam să ratăm asemenea eveniment, să ne împrospătăm biblioteca. Avem lista. În ultima zi a fost organizat un eveniment dedicat scriitorului de literatură pentru copii, Spiridon Vanghele, la împlinirea vârstei de 90 de ani. Spiridon Vanghele, un pașaport de călătorie, de identitate națională, este cel care ne îndeamnă să nu uităm valorile satului, valorile creștine, tragediile prin care am trecut. Distinsul scriitor a evocat prietenii dragi și faptele lor culturale. Mi-aduc aminte și de tinereța mea, al lui Grigore Vieru, al lui Liviu Damian, al lui Nicolae Dabija, al Leonidei Lare și alți colegi luptători pentru interesele naționale, pentru creșterea copiilor noștri, să nu rămână în urmă altor națiuni. Ei nu-s, dar sunt prezenți prin cărțile lor. Pe durata a 5 zile, Salonul Internațional de Carte de la Chișinău a fost o adevărată revelație culturală. Ediția din acest an a Bookfest a fost o reușită. Am un sentiment de mândrie că a fost organizat la Universitatea de Stat din Moldova în acest spațiu. Și este primul eveniment. Bookfest Chișinău a fost posibil datorită unui grant de la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. A cincea ediție Bookfest Chișinău a fost organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova cu susținerea Ministerului Culturii din România și din Republica Moldova, agenției USAID și a Guvernului Suediei. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintelui României, Klaus Iohannis.